machiajul ăla ciudat, uite, Anca, Gabi, arătați-i lui Mișu. Și că Bucureștiul nu e poluat, auzi. La B1 TV, ne scuzați din nou, în mijlocul emisiunii apare o domnișoară cam dezorientată. Fanii lui U îl vor vedea din nou acasă pe Cristi Pojar, cel care și-a dedicat cariera în totalitate universității. Apoi de la realitatea, mă rog, una din ele, aflăm că Bucureștiul e cea mai populată capitală din lume. Inițiativa a costat peste 1 milion de lei, dar nu schimbă cu nimic atributul Bucureștiului de cea mai populată capitală din lume. Știm ce ai vrut să zici, că Bucureștiul e cea mai poluată capitală. Cel mai populat oraș este, se pare, Ciudad de Mexico, cu o populație cam cât România. Inițiativa a costat peste 1 milion de lei, dar nu schimbă cu nimic atributul Bucureștiului de cea mai populată capitală din lume. La Pro TV, Neti Sandu ne prezintă horoscopul. Tânăr, tânăr, da, taur. Dacă ne permiteți, am putea spune că Neti Sandu mă lai visează, sau măcar un taur tânăr, pentru o coridă de o noapte. Olei! Tânăr, tânăr, da, taur. La Prima TV, o reporteriță spune prea multe dintr-o dată. Drept urmare, bing, se blochează. Azi dimineață s-au trezit în mijlocul iernii, iar cabanierii au făcut focul la sobe în pensiuni. Și traficul rutier a fost dat peste cap. Ei, lasă, nu-i nimic, se întâmplă și la case mai mari, că de-aia sunt reporteri, să se blocheze. Azi dimineață s-au trezit în mijlocul iernii, iar cabanierii au făcut focul la sobe în pensiuni. Și traficul rutier a fost dat peste cap. La TVR2, unde s-a retras economicul Moise, are loc mea culpa. Bună seara și bine v-am găsit într-o seară a bâlbelor. Bâlbe, vă spun, și de la Bruxelles au venit, de-aia am început și eu așa să dau bâlbe pe post. Măgurene, n-am zis noi. Noi doar demonstrăm că ai dreptate. Să vină și bâlbele! L-ați auzit pe Traian Băsescu zilele următoare. În acest timp, Jeffrey Franks de la Femei ținea predici prin România despre cum să te păzești de hoți, vizând tot... Ungurii sunt hotărâți să-i convingă pe finlandezi că telefoanele deștepte făcute la ei ar fi mai ieftine dacă nu le-ar face nimeni. Recunosc, sunt fan Moise Guran. Mă uit la emisiunea lui și înțeleg în sfârșit economie. Tu te uiți dezbrăcatul? Cine, eu? Da, tu. Păi eu produc emisiunea. Revenim cu obrăznicătura asta, cu inteligența sa din platou, asistenta noastră, și cu talentații domni din jukebox.